Bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna noiembrie. Văd că suntem statutari. Consemnăm absența domnului consilier Aflare Ștefan, ne-a dat mesaj că nu poate ajunge, și a domnului Antochi, care la fel este, mi-a solicitat învoierea pentru motive medicale. Dacă sunteți de acord ca și Consiliul Local să învoim persoanele pe care le indicam înainte? Cine s-a pe aici? O să nu-ți semnăm. Înainte de a intra în ședința propriu-zisă, se supun aprobării procesului verbal de la ședința anterioară, din 29 octombrie. Dacă sunt obiecțiuni la acest proces verbal, vă rog să scrieți acum. Dacă nu, vă rog să vă exprimați votul. Așa cum ați luat act din material de ședință, mandatul de președinte ședința al doamnei Enache s-a încheiat. Fapt pentru care îi mulțumim pentru sprijinul acordat și pentru faptul că a acceptat această funcție de a conduce Consiliul Local pentru 3 luni de zile. Conform codului administrativ, este necesară alegerea unui alt președinte de ședință pentru următoarele 3 luni, respectiv noiembrie, decembrie și ianuarie 2022. Dacă doriți să faceți propuneri, vă rog, domnul Cica. Domnul Șoară Grigore și Alexandru. Am și o propunere. Pentru că a venit și rândul nostru de la PNR-ul, că se înțelege prin rotație, vine fiecare parte. Propuneam pe domnul Mihace. Nu, trebuie să întreb cei două persoane dacă sunt de acord cu nominalizările. Da, eu am zis să... Nu, trebuie să întreb în parte. Sunteți de acord cu nominalizările? Da. 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 Atunci să punem la vot prima propunere a doamnei Bucur cu privire la doamna Grigoraș. Dacă e dumneavoastră la Grigoraș, dacă sunteți de acord, cine este pentru? Nu era o problemă, dar prin rotație prin rotație fiecare parte se vină, nu cu probleme, nu mă deranjează. Nu mă deranjează la mea. Nu mă deranjează absolut niciodată. Domnul Vișan, pentru, împotrivă, vă abțineți? Mă abțin. Așa, ca să consumă. Eu pentru. Oricum o să vin în rândul la... Domnul Hamza zice, fără cum mai fost să spun, mai fost să spun. Nu mai fost. Când ați fost și spui, dacă e ca petit votul. Nu, eu v-am zis. La 12 voturi pentru și o abținere, președinția... Vino la PSD. V-am fiți înnute de domnișoara Grigoraș Alexandra, care îi dăm cuvântul să dească ordinea de zi și să pună la aprobarea ordinea de zi. Bună ziua! Supun la procesul de rol, nu supus la vot la suprema. Citești ordinea de zi. Ordinea de zi. Păi avem câteva, 5 proiecte, prin diverse, și încă 2 proiecte suplimentare. Dar citești ordinea de zi cu toate proiectele de hotărâre? De la 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării mobilului lot 7, teren de concesie, situat în pavilonul satului de Comuna Dragoi, județul Bacău, inițiator primar Silviu Cinei. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Dragoi pentru anul 2021. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea doamnei Nuțu Ileana, persoana singură abandonată în spitalul municipiului Ionești. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea domnului Boge Iordache, persoană singură, beneficiară de ajutor social arsă în incendiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu elevei Tănase Daria pentru obținerea unor rezultate deosebite. Și cele două proiecte suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Dragoi, anul școlar 2021-2022. Semestrul 1 și modificarea complementară HCL numărul 74 din 16-7-2021 privind regulamentul de acordare al burselor școlare pentru învățământul preuniversitar de stat în Comuna Dragoi, județul Bacău. Și celălalt proiect,
proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Groabăie pentru ședința Adunării Generale al Acționarilor al SC Compania Regională de Apă Bacău SA din 6-12-2021. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării imobilului lot 7, teren plus construcție, situat în intravilanul satului Bravăi, Comuna Bravăi, județul Bacău. Inițiator, primar Silviu Tinei. Da. Da, pot spui scurt că nu, nu este nimic nou. Este vorba de lotul 7, grajdul, așa cum îl știm noi, cel din stânga, cum trebuie spre Trotuș, care aparține în continuare domeniului privat al Comunei Bravăi. A fost concesionat de către Irachierul Cesimon. Știți foarte bine că în ședințele trecute am aprobat rezilierea contractului. La data de 1 octombrie s-a făcut procesul virtual de predare primire a imobilului. Imobilul se prezintă în stare bună, nu sunt probleme. Ba chiar ne-a lăsat și o parte din îmbunătățiri în interior. S-a procedat la evaluarea imobilului. Nu este nimic diferit față de anii precedenți, când s-a evaluat cu 3 ani în urmă. Evaluarea a rămas constantă. Din ce știu, redevența lunară este de 60 de euro pe lună, la care pleacă licitația. Dorim să obținem în continuare venituri la bugetul local din concesiunea acestui imobil. Sunt solicitări din partea anumitor persoane juridice și în bugetul anului viitor ar fi bine să orice bănuți care intră e bine venit. Concesionarea pe 26 de ani. A venit cineva? Da, mai multe persoane. Sunt interesat pe mai multe persoane, juridic. Foarte bine. Ce puneți la vot acest proiect? Supun la vot acest proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Groabăi pentru anul 2021. Inițiator primar Tinei Silviu. Vă rog să vă ascultăm. Da, mulțumesc. E o rectificare, cum să vă spun eu, fără efect. Am primit de la Ministerul Educației și Cercetării suma de 44.000 de lei. Doar că, așa cum i-am primit, o să ne uităm la ei, prindem în buget, dar o să ne și tragă înapoi. Să vă spun de ce. Nu că n-aș fi putut să fac grupul sanitar la care fac referire. În schimb, dacă o să vă uitați în hotărârea de guvern 1188 din 2021, destinația este construire, amenajare, grup sanitar, școala Temelia, județul Bacău. Noi la școala Temelia am definitivat anul trecut lucrurile. Doar că școala a raportat către inspectorat că grupul sanitar este nefăcut. Și au trimis banii cu destinație exactă pe acel grup. Eu la școala Temelia nu am ce să mai fac. Fosa e făcută, am definitivat altul. Îți prea mulți copchiși? Nu, mai putem lua în calcul. Aveam o soluție aici, la fața, la gura văii, unde este nevoie. Da. Dar, pentru faptul că hotărârea este cu destinație exactă, grup sanitar, școala Temelia, așa se de guvern, nu am cum să folosesc banii în altă parte, că îi dăm înapoi. Nu. Deci, îi rectificăm, dar, să știți, la bun început, cu banii vor fi tras la școala noi înapoi către Ministerul Educației. Dar cine a raportat pe acel data de 18 ianuarie 2021, anul ăsta. Nu a avut timp. Era terminată, recepționată, că pe 29 nu vira bani, nu au depuntat pe Ministerul Educației. Au fost așa o lipsă de... Adică se dă în situație ca să dăm. Cum zice Badari, că în momentul de rătăcere. Și, da, am cat că în momentul de rătăcere ne costă 44.000 de lei. Dar, în fine, trece peste asta, asta e de nici bine, ca să zic așa. Următoarea propunere este de la investiții, de la lucrarea pentru mormântul eroului Turturică, ducem banii la date și obiceiuri. O să vă spun și de ce, pentru că cei de la Oficiul Culturilor Erorilor cer certificat de urbanism și autorizația de construire. Ca să ajung acolo e pământul Părtoierii Ionești. Suntem la partea de
făcut un act de donații care să ne permită să putem devenim proprietari pe o parceluță ca să putem face investiții acolo, că nu putem face noi ca primărie investiții pe terenul altul. Deci o procedură durată care va desfășura pe anul viitor, anul ăsta nemai având timp să cheltuim bani. Dar și cu datele și obiceiurile eu sunt sceptic. Am dus banii ca să fie, am citit noile reglementări în vigoare, încă sunt în dubii și o să, la divers, o să discutăm mai liber pe partea asta, pentru că mi-e foarte greu să fac o lojă a vaccinaților în față și o lojă în spațiu a nevaccinaților în spate. Bun, facem afară, nu e o problemă, nu vorbim de bal. Deci vorbim strict de date și obicei. Că nu știu ce vrea să facă, înțelegi? Dar asta o să stabilim împreună la rubrica diversii, ca să știu cum acționez în continuare. Impune ca cei din față să aibă acces cu certificat verde, ăia din spate să stea fără certificat verde. Eu am un polițist local, nu se poate să stea paznic la 3 pasuri de oameni, tot să adune aici. Dar asta o să discutăm. Asta e de principiu, încă nu sunt decis. Eu duc banii ca să fie. Față de proiectul de hotărâre, domnul contarul mă roagă să amendez proiectul de hotărâre cu următoarele sume. În luna decembrie dăm banii și la persoanele cu handicap și salariul și indemnizația de concediu. Și au constatat domnul contabil că îi mai trebuie niște sume acolo, după cum le auziți. Suplimentarea cu suma de 29.000 de lei îi mai trebuiau la capitolul asistență socială, cheltuieli de personal și am luat 30.000 de la administrații, de la cheltuieli de personal. Îi ducem de la administrații, ducem la social ca să-și iau oameni banii integral pe decembrie și concediu pe anul ăsta și indemnizație. Asta e amendamentul pe care îl propun și dacă sunteți de acord, vă rog să aprobați proiectul cu tot cu amendament ca să pot să redactez hotărârea în consecință. Mulțumesc! Bun, apoi. Stați așa, nu pot să mergi, domnul Speta. Poate mai ies și ăsta la pensie și nu mai scrie. Următorul proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea doamnei Nuțu Ileana, persoană singură abandonată în Spitalul Municipal Onești. Și supun și următorul proiect și le votăm împreună, da? Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea domnului Vogea Iordache, persoană singură, beneficiară de ajutor social al urgenței. Vă rog, domnule. Da, proiectele de hotărâri sunt cu același conținut. Am avut parte și de situația asta. Cei care au fost înainte în funcție știu cum mai apar situații de genul ăsta în care trebuie să îi mărmântesc ca primar, ca și consiliu local. Ai obligația legală să îi mărmântesc creștinește și pe cei abandonați. După cum știți, unul din cei arși în incendiu era beneficiar de ajutor social, Vogea Iordache. Familia nu și-a manifestat dorința de a-i nici nu prea fi rudi, mă rog, ceva de genul ăsta, oricum, n-are importanță. Nu și-a manifestat intenția de a-i mormânta. Am vorbit cu o firmă de pompe funebre, s-a dus, s-a ocupat, i-a luat de la spital, luat de la Bacău, că i-a făcut necropsia de la Bacău, în fin. I-a pus cei creștinești acolo un sicriu, o cruci, o haină, cum se pune, o parte din lucru s-a ocupat și preoții. La fel și în cazul doamnei Nuțu Ileana. Doamna Nuțu Ileana avea domiciliu de Păltinata, dar ea era venită de Clarădeana la noi. Am adresa spitalului, stătea la frigorific de pe 26 octombrie, nu a ridicat-o nimeni. Știți cum e? Nici chiar așa ca pe câini. Cu sprijinul părintului paroh de la Păltinata, cu sprijinul părintului paroh de la Guravăi, lumea s-a mobilizat. Noi am pus partea logistică, ei au pus partea creștinească, să zic așa, și până la urmă am înmormântat oamenii. Suma pentru cei doi care ne-a găsit 2600 de lei. Așa că la fiecare vă propun să punem din bugetul local 1400 de lei. Asta este suma. Da. Dacă sunteți de acord, 1400 de lei la fiecare. Nu trebuie să plătiți. Fără discuții. Am o întrebare. O întrebare, dacă vă rog. Când a murit Bodea în incendiu, atunci era și Carin Ioan. Da. Dar de el s-a ocupat... Pentru el nu supune... Dar nu, că la el s-a manifestat familia. Da, da, e ok. Deci pe el a mormântat nepoata cu fratele. Corect.
Dacă era, puneam șterg, dar nu. Nu, nu au solicitat. Erau doi de aia. Nu, e nedrept la unul, de-aia la unul. Dar el s-a ocupat, familia nu a solicitat absolut. Doamne, mi l-a primărit. Nu mi-a cerut? Da. Hai să mi-a scris la cuvânt? Să punem la vot, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu elevei Cenase Daria pentru obținerea unor rezultate deosebite. Da, e un rezultat frumos. De la bun început am mers pe ideea că elevii, copiii care fac performanță în ceva trebuie premiați, trebuie recompensați. Și, sincer vă spun, nici gimnastică, poate sună așa ușor, dar gimnastica nu e ușoară. Și să obții locul 3 la campionatul național de gimnastică artistică, eu consider că nu e un lucru pe care Consiliul Cadru treacă cu vedere. Performanță. Da. Gimnastică, locul 3. Nu știu exact unde s-a desfășurat sau nu, dar oricum știu că implică costul de transport, costul de pregătire. Deci, are diploma, bravo! Consider că nu putem trece cu vederea. Pe hotărârea standard era 300 de lei, dar eu cred că prin derogare putem acorda cât am propus, 1000 de lei cât am propus în proiectul de hotărâre. Nu, nu suntem atât de săraci. Sunteți scrieți la cuvânt? Nu mai vă, să dăm banii. Dar trebuie stabilită suma, exact. Dar n-am spus 1000 de lei. Dacă e 1000 de lei. Următorul proiect, privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Grabăi, anul școlar 2021-2022, semestrul 1 și modificarea și completarea HCL numărul 74 din 16-7-2021 privind regulamentul de acordare al burselor școlare pentru învățământul preuniversitar de stat din Comuna Grabăi, județul Bacău, inițiator. Domnul Sebuțină. Da. Mulțumesc. Bursele astea ne provoacă dureri de cap. Asta pot să vă spun. Nu li dăm noi. Nu hotărâm noi, dar de fapt hotărâm noi. Atâta tevatură și atâta controversă pentru niște amărâte de sume, chiar m-am enervat ultimile dăți. Dacă vă uitați și în materialul de ședință, sunt atâtea ordini și ordinuțe care reglementează bursele, din nu mai știu după care se tiei. Dar vine ultima, o hotărâre de guvern anonimă, probabil cu doamna Raluca tot ca înainte să plece, în care spune, domnule, cuantumul bursei sociale este din minim 100 de lei pe lună. Așa scrie în hotărârea respectivă. Bursele celelalte, de merit, care mai sunt, de studiu, de performanță, sunt tot 100 de lei pe lună. Dacă Consiliul Local consideră că vrea să dea mai mult, pune bani din bugetul local. Ce au zis de acasă. Bun. Dați puțin. În primul rând, când dai 100 și pentru bursele de merit și pentru bursele sociale, din stat nu e nicio diferențiere. Deci nu e nicio diferențiere. Ba să vă mai spun și cum se calculează. Vă spune doamna Enache. Nu se dă suma întreagă. Nu, nu. Raportat, asta e pe lună, 31 de zile. Faci regula 3 simplu. Dacă copilul a venit 5 zile la școală, 31 de zile înseamnă 100 de lei, 5 înseamnă atâta. Le dai 30 de lei în mână. Deci bătaie de joc mai mare ca asta nu este. V-am propus materialul de ședință așa cum vi l-am înaintat. Cu mențiunea că în următoarea rectificare de buget la sfârșitul anului, care o pregătim pentru final, vom vira școlii diferența care oricum e infim, e vreo 10.000 sau 15.000 de lei, de la 100 de lei la cât am propus să fie fiecare burs. Cum le-am etapizat acolo. Da? Deci să știți că vom suplini noi, ca și Consiliul Local, diferența aceea, ca să nu fie probleme, deși rețineți, banii lor le ajung și vor fi trași la sfârșitul anului înapoi. O anomalie mai mare ca asta nu există, dar nu. Vă spun, mi-e rușine mie ca primar să mă duc să-i dau la care ia 10, tot 100 de lei, la care ia 9, tot 100. De fapt, de aia 100 mai rămân vreo 80 ceva. Mie rușine, mai degrabă nu-i mai dădeau. Nu, stați, că nu iau 100 de lei, să-mi înțelegi.
pe luni. Bursa de merit se dă pe perioada cât elevul merge la școală, bursa de socială se dă și pe perioada vacanței. Și atunci apare copilul care beneficiază de bursă socială, ia 100 de lei, iar copilul care beneficiază de bursă de merit, ia undeva la 60-70 lei. Că el prinde perioada de vacanță întâi 13 septembrie în vacanță, perioada când ne-au băgat ei în vacanță forțată octombrie, noiembrie, două săptămâni, iar vacanță. Și atunci nu e... Deci asta să fie înțelegerea, ca să nu fie probleme. Am pus-o pe doamna director să ne facă un impact bugetar, dar nu ne-a spus că cine fie ce impact bugetar, că m-a spus, nu suntem chiar atât de sărați, nu putem da niște burse diferențiate, să stimulăm așa cum trebuie educația în comună, stau să mă cer pentru 100 de lei. V-am spus, așa anomalii ca anul ăsta legislativ, raș, sper să încetezi. Bursa asta socială se dă fiecare lună? Da. Și bursa de merit? Doar cât îți copii la școală. De asta spunea domnul Enari. Bursa de, copiii care au bursă de merit, adică o învăța, da? Da. Iau mai puțin bani din care a fost social. Da. Fără la școală care? Acum nici, să înțelegem, nici la beneficiar de bursă de ajutor social, să nu vă gândiți că beneficiază toți copiii. Beneficiază doar cei care provin din familii care fac dovada că nu au minimul necesar pe economie. Deci nu ajung pe membru de familie. Dar e declar la primărie că are două gâște, trei rață și unul la calculator. Da, să știm noi cazul de asta. Cum asta e? Cum asta e? Nu e normal. Cine este? Toma Domnului. Următorul proiectul hotărârii privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale cu Luna Grăboin pentru ședința adunării generale a acționarilor și a ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 6-a 12-a 2021. Știți părerea mea, referitor ce ține de ADIP și CRAP, nici nu ne afectează, nici nu ne ajută, puteți să decideți în consecință, pentru, împotrivă, abțineri, e merg oricum mai departe, dacă prima dată nu este vorum, a doua oară, oricum este, se împlinește cu numărul prezenți, nici noi nu mai știm ce vor. Ca să vă spun sincer, am avut o discuție cu recent cu cei de la ADIP și la CRAP, nu mai știm ce vreți. Ei m-au rugat să prind proiectul de hotărâre de ordinea de zi, eu l-am prins, dar ca efect asupra comunii Grăbăi, nu-i niciun ca să știți. Nu știu cum e de la poate. Ce sunt? Mi-a zis acolo, dacă ți-a niște ședința în Dubai, cum să vorbiți? Da, nu s-a schicat. S-a schicat, mă rog, frumos. Asta vreau. Vorbiți cu doamna Terezine? Păi, doamna președinte de ședință, pe ce faci? Să scrie la cuvânt? Nu se scrie nimeni. Domnul Dacaru, dacă să scrie, dar ea tăie de oameni. Tot mereu să te pui. Domnul Dacaru, mereu ai ca să facă. Ok, scrie la vot, vă rog. Vot mai urat din permanent decât mine, așa că... Propuneți-o la vot. Domnul Dacaru, v-ați învățat. El continuă. Doamna președinte ar trebui o sancțiune și pentru domnul Dacaru. Corect, bravo. Vreți mai mult decât președintele de ședință. Păi, eu vorbesc, o să ai pe telefon, ești atent, nu-i dat proiecte, nu? El ascultă. Hai, să nu... Hai, trecem la diverse, da? La diverse vreau să vă spun eu informațiile de ultim moment. Sigur m-a întrebat ce am făcut la București astăzi. Printre altele, vin de la CNSC, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, licitația la apă s-a terminat cu... ultimii trei ofertanți, dintre care doi au fost respinși, unul declarat câștigător, asocierea Capital Invest S.A., Norsonic și Autotrax Bacău au câștigat licitația și au adjudicat licitația. Concurentul de pe locul 2 de la satul mare, firma S.C. Laurențiu H., cel care îl vedeți în Onești că trage apa, nu a depus contestații. În schimb, cel de pe locul 3, Alconecu, a depus contestații. Bun, nu e asta problema. Lucrurile merg destul de repede. Am fost la CNSC astăzi, cam în 30 zile o să avem și rezultatul, după care putem încheia contractul. Problema nu este alta. Problema este suma la care s-a adjudecat licitația.
de la Ministerul Dezvoltării, pe contractul pe care îl avem semnat din 2016 cu adiționalele aferente, suma pe care o avem disponibil este 63 de miliarde 500. Licitația s-a adjudecat, cu tot cu TVA vorbesc, la 80 de miliarde. Băi, trebuie să vorbesc. Diferența de la 63,5 la 80 de miliarde va fi suportată din bugetul local anului viitor. Este vorba de 12 miliarde jumătate. Plus minus. Așa că de la bun început vă spun că deziderat pentru anul viitor bugetăm cât se poate bugeta apă. Corect. Pentru că ea se va desfășura fără doar și poate. Până la sfârșitul anului avem încheiat contractul de execuție. Nu se mai așteaptă decizia Curții de Apel. Este o modificare a legii 98. După decizia CNSC, vom încheia contractul de execuție lucrări. Nu am niciun dubiu că licitația a fost corectă și atribuită corespunzător. Am avut un expert foarte, foarte bun de la ea și este doctorant. Deci este, nu doctor, inginer în materie de lucrări în construcții pe apă și canal. Dacă vă arăt un extras la firma dumnealui cu câte primării lucrează din toată Moldova, o să vă dați seama că e un tip foarte, foarte bun. Doar că știți cum e. Ambiția unuia înseamnă puțin întârzierea celuilalt. Oricum nu se puteau face mari lucrări pe rază, așa că pică numai bine. Deja vezi că dimineața e supragul din ghiaz, da. Nu mai putem vorbi de betoane, nu mai putem vorbi de sărbătorile. E bine așa cum e, pentru că termenul de execuție 6 luni, din, eu sper din martie să înceapă, când permite vremea. După 15 martie se apuce de lucrări. Doar că revin la ceea ce v-am spus înainte. Anul viitor, bugetăm cât se poate alimentare cu apă. Restul, mai știți cunoștință aveți despre societatea asta care a câștigat licitația? Are lucrări numeroase, o firmă destul de bună. Dacă vreți să-l vedeți, chiar din zona noastră, de la Sândulem, cum te duci de Ardeoani, la Ienăcheș, cred că-i spun, pe dreapta au sediu, au utilaje, au tot ce vreți. Norsonic, uite, de la Suceava, au punct de lucru și în Iași, în Suceava, lucrează numai pe parte de alimentare cu apă, canalizare, au experiență similară vastă. Dacă vreți să vedeți o lucrare cu ei la Tătărăști, adică peste Sirie. E un Libor Barsu. Așa, m-am interesat, m-am interesat. Era... Se încadrează în tender? Eu am spus că da. Dar n-are încotro. Pentru că eu până la sfârșitul anului viitor, el trebuie să deconteze tot ce se poate conta din Ministerul Dezvoltării. Deci, obligatoriu. Dacă nu, nu mai primești mai la Ministerul Dezvoltării. Dar încă o dată vă spun. 12 miliarde jumate nu-s din drum. Da. Deci, îți două rate la rotundă. Două dată. Bine, putem să o bugetăm și multe anual, dar o terminăm pe mine. Adică putem să dăm puțin în fiecare an, dar o terminăm pe mine. Înțelegeți ce vă spun? Că... Bun. Asta e... Lucrează după cât îl plătești. Știți cum e? Cu vestea bună și cu vestea rea. A doua problemă o întâmpin la căminul la Dumbrava. Au venit oameni, experți, să uite înăuntru. Cred că e așa de bine o cruce acolo sus la intrare, că multe cruci s-au făcut. Aveai biserici, domnul Ivan. Nu înțeleg și n-am să pot să înțeleg niciodată. Am intrat înăuntru. Am fost cu mai mulți electricieni, cu... Și Dumnezeu s-a vrut să se facă cu 45 de prizi jos acolo. Am vrut să criptăm, am vrut să facem criptomonede. Deci, ni crucim toți. Deci toți oamenii care au intrat și am adus oameni care lucrează în industria asta electrică. Nu reușim să-i dăm de capă. Nu are nimeni curajul să-și asume expertiză. Deci să-și asume că lucrările ascunse sunt făcute, pentru că nu am documente. Vă spun la mă judec. Eu mă judec cu firma să-mi depun documente. Că lucrările sunt făcute, alea ascunse, care nu se văd, și asume pe expertiză chestia asta și să ne dea un rest de executat. Ca să puteți să actualizăm proiectul. M-am spus, ai primul lucru la care m-am blocat. 45 de prizi la, în sala de jos de acolo. Și eu fi vrut să facem cu alea 45 de prizi. Spune, fiecare masă cu... Fiecare cetățean din Dumbrava, cred că pac. Nu, era masa, avea și capul pe bun, trec peste asta. 6 convectori de căldură. Cu 2 centrale termice electrice. Dar centralele nu încălzesc jos. Încălzesc doar sus. 2. Jos 6 convectori de căldură
Inițial le-am văzut oarecum utilitatea, zic, domnule, facem căldură ocazional, o să lucreze porți de fier 1 pentru primăria Gravăie, genereze curent, dar când am întrebat cum se bagă, cum am crezut că instalația lor de pornire este îngropată în peretin, nu, domn primar. Punem un cablu aici și băgăm în priză de aici. Așa ceva ISU? Niciodată. Eu nu pot să fac o aglomerare de 200 de oameni acolo, cu fiecare 6 de lea convector de atrași la fiecare priză. Am pus licitații pentru expertiză pe SICAP. Cel mai transparent site posibil, unde pui fiecare care e interesat, vede. Am pus, domnule, cât? 9.000, 10.000, domnule, cât vrei. Până la urmă rectificăm bugetul și îți dau cu vrei, am ajuns să mă rog eu de. Când văd mațele coborâte din perete, s-o oprește. Domnule, aici am eu o săptămână numai să sun firele. Normal, să verifici. Deci, numai să... Așa. Plus că, v-am spus, sper să reușesc să găsesc un expert, hai că pe termicii și sanitari vă mai scos la capă, deși și acolo e destul de dubiu, mai e de lucrat. Nu vă mai spun că în partea de sus o intra și o bolan din instalația electrică. E roasă toată. Asta înseamnă o lucrare care stă și nu se definitivează și nu se găsește finalitatea. La motocești e mai simplu. La motocești nu-i făcut nimic nici pe electric, nici pe sanitar și termic. Adică s-a trimis proiectul, l-a refăcut, se actualizează cu sumile la zi, trecem în devizul general, indicatorii tehnici pe Consiliul Local, dacă considerați de bună cuviință să terminăm lucrarea, o terminăm. Dacă nu, eu mă supun Consiliul Local, dar v-am spus, sunt ea în viitor. În rest, am terminat locurile de joacă. Dacă ați văzut, în primăvară o să vină și umplutura cu gazon pe lângă, pentru că nu ne-a mai permis timpul. Am văzut că, într-adevăr, e o bucurie pentru copii. Cele 3 locuri de joacă, tot cu TVA, montaj, au costat 123.000 de lei. Cele 3 locuri de joacă. Cu montajul băieților, cu borduri de la Dedeman, cu cum ne-am priceput și noi. Dar eu zic că ești o lucrare... 3 locuri de joacă, 123.000. Păi ăsta din față a fost 1 miliard ăsta. Nu, ăsta a fost gratis. A fost prin donații. Și cât era valoarea cum era? Nu era așa? 96.000. La rest, am spus, am început de comandă Malbia râului Trotu și asta se vede, se muncește cu 2 excavatoare, cu 5 basculante. Sunt convins că firma abia ajunge la jumătatea orilor, deci mare încă pe atât de băgat, încă vreo 3 săptămâni. Eu sunt convins că va fi decolmată. Au venit cei de la români, s-au uitat. Ok. Folosim la maxim produsul balastier, îl păstrez bun, îl păstrez pentru primărie. Da, asta vreau să te spun. Nu depozitați ca să... Este depozitat. Băieții și-au făcut un spațiu foarte bun la CAP-ul acolo, la lotul 8. Au lărgit platforma respectivă chiar până în canalul cu apă și au pus niște parapeți și depozităm acolo, acolo concasăm, de acolo încărcăm, nu deranjăm foarte tare. Alte informații, dacă doriți, referitoare la orice, vă stau la dispoziție. Și camere de supraveghere au fost montate. 2 dintre ele o să vină, nu 3 dintre ele o să vină un pic mai și montate. Așteptăm, avem toate avizele, mai puțin acordul de racordare la Delgaz Grid, pentru că ei îi furnizează curentul în sistem, o să fie în sistem vaușal. Și așteptăm avizul de racordare ca să fie funcțional. În rest, tot sistemul este montat la gata, va fi funcțional. Foarte bine. Poate nu o să mai vă și mai peste tot. Dar ce sunt consilieri? Nu sunt consilieri? Nu sunt. Ia, vedeți prin cap. Cine îl urmăresc? Vă rog, domnul Valeriu, că l-ați făcut. Ați zis camâna. În legătură cu alimentarea cu apă, părerea personală, că abia acum vă dați și dumneavoastră seama, ți-am mai trecut și noi ceilalți, înaintea dumneavoastră, că acum s-a simplificat procedura. Dar înainte, cât un an jumătate, eram fătili la CNSC și expertiză și iasă la nota sute de casații și justiție, nici nu te cam cu toți și dura cât un an jumătate numai procedura de contestare. E bine că se simplifică, sperăm să se facă, nu mai poate așa câțiva soldat, dar de făcut trebuie să se facă, e ok. La cămin cultural Dumbrava, eu am un loc aici, cămin cultural Dumbrava. Noi ne-am cramponat, eu personal m-am cramponat să dăm niște bani și aceea domnul contabil, și eu m-am împăcat, trebuia să dăm 2000 de lei la un expert la ajut și trebuia niște bani la un
un executant, e din Băutănești, domnul Panțăru, sigur îl cunoaște, el a executat lucrarea, știe absolut și toată când era acolo. De-aia e bine să-l contactați, domnul contabil îl știe. Ca să nu uit ideea, firma care face, care a făcut la Cămil, este cea care ne face nou iluminat. L-am avut pe domnul Cristi Botescu, așa cheamă, este viceprimarul Comunii Băutănești. Da. L-am avut săptămâna trecută. V-a spus că i-au plecat băieții care au lucrat. Deci nu mai știe nimeni ce e acolo. Mergem împreună acum. Am cheia. După un an am intrat și în posesia cheiei, ca să știți. Am cheia. Mergem împreună și ne uităm. Și vă faceți dumneavoastră o părere fără să intru eu. Vă dau cheie, intrați mândru, vă uitați și spuneți dumneavoastră. Deci din toți pereții, mie personal mi-e foarte greu, pentru că nu sunt de meserie. Din toți pereții coboară valuri de marți. Ba, diverse fire, fire de care mai groase, mai subțiri, mai... omul a spus, băieții care lucram au plecat. Deci care știau. Oricum ar fi, el nu era contractant cu noi. Era contractant la treia mână. Cum are recuperat 8.000 de lei, la noi situațiile de plată, înaintate, avizate către diriginți, sunt la zi. Deci sunt la zi. Doar că banii pleacă pe circuitul, știți foarte bine. DMC, Biron și Alidar. Că așa se cheamă firma. Nu pot să-i dau la Alidar, nu pot să-i dau la Biron. Dar la momentul la care vorbim astăzi, contractul este reziliat. Nu avem documente de calitate și conformitate la cartea tehnică. Biron Construct recunoaște, că am stat de vorbă cu ei trei ori săptămâna trecută. Nu mai avem documentele, le-am predat fără dovadă DMC-ului. Ultimii bani DMC-ul nu i-a firat Biron, ca să știți, deci ați înțeles. La ei nu mai are niciun leu. Eu ce să le fac acum? Spuneți dumneavoastră, eu ce să le fac? Eu sunt convins că poate să nu crede în plus, dar nu trebuie să-mi stabilească un expert. Ghinima, domnul Coteț acolo, iar. Da. Este un ok și un lăcat foarte important, dar să sperăm că găsiți cheia de comunicare. Cât privește Digu, m-am rugăminte, este ok, este foarte bine și chiar mă bucur oricând văd lucrând acolo, să știți că chiar mă trebuie să abordați cu obligator primarul de la Onești, domnul Neghina, că noi împreună cu dânsul obiectul 11, Onești, bravo ei, pe NASA 5 post-mediu, avem 1000 de metri de gardoare. Că oricum, potrivit copii de mersuri, adrese, dar știu Stivu și cei de la APSR Bacău. Trebuie cu o conlucrare. APSR Bacău, Oneștiu, și cu gura băiei, ca prin axa 5 post mediu, să prindem gardoanele, ca să nu vină iar apă și iar ne ia acolo și iar ne ia. Momentan, deci ei și-au intabulat zona. Deci înseamnă că fac demers. Domnul Dunava a făcut două interpelări în Parlament pe tema asta. Ok, și am apreciat. Au venit și și-au cadastrat albire. Deci automat cred că o să-și facă o carte funciară, pentru că știți, nu poți face o investiție când nu demonstrezi că e locul tău. Ca și mișcare. Eu zic că se vor mișca lucrurile și cu aceste gabioane. Așteptăm să se liniștească puțin spumele la șampania de astăzi. Da, bine. Primăvară. Mai aveam o singură rugăminte. În Tarlaua 77. Este vorba de pădurea care pleacă de la Borna 10. Acolo și pe mandatul meu și începând de la Andreescu, a fost un mic de măsurat acolo, un curcat, dar la alea bale opuse la coasta, bale la vale, oamenii au luat invers, nu au luat fiecare parcela lui. Și domnul Spădaru are, știu sigur și de pe mandatul meu și într-o zi, știu că era și la dumneavoastră în audiență, la mine pe acasă pe acolo, o listă cu 27-30 de oameni. Practic, n-ar fi o investiție mare ca un proiect de hotărâre, ar fi 3.000 de lei, un plan parcelar. Domnul Panțăru știe ce a însemnat asta, 3.000 de lei, ca să, e vorba de 31 de hectare, 31 de hectare, cu 77 de parcele. Și felul ăsta, oamenii acolo, acum taie fiecare invers, că aduce colo, care colo, nu mai știu ce de făcut. Dacă puteți să o luați în considerație și vă spun și chiar ne-a chelmul și încă mai mulți oameni care nu au mai întâlnit, băi, domnul primar, mi-ai promis atunci că faci. N-am reușit, este o vina mea, dar poate reușim și n-ar fi cheltuială prea mare. Ce facem, domnul Hacea, dacă oamenii nu acceptă noile amplasamente? Nu, fiecare vine cu titlu și, practic, planul parcelat ce ar însemna. Se măsoară tot conturul de la Borna 10, să știi, să-mi repede tot clar, până la 11, 14, până în
dar la 700 care merge pe buget și fiecare vine, vecin lângă vecin și atunci n-au ce să mai facă, pentru asta e singura soluție, că alta nu mai există. Dar nu au 27 cereri, sunt 237 de titulari. Nu, acolo 77, în 31 de hectare. Păi ar fi 3.000 de lei un plan parcelar? La fiecare? Nu, planul parcelar general ar fi. Că la ce face? Fiecare cât are. În parcela 11 este o solache sau știu eu, la altă mai trebuie să facă și individual după aia? Dar să mai consultați problema asta, eu sunt sigur că nu se ia mai mult de atât. Încercați-o, domnul meu. Eu am abordat problema. E 400 de lei individual. Dacă îl înmulțiți cu toți proprietarii de acolo, știți cum analiza cost-beneficiu nu prea dă bine la mine. 3.000 numai contur. Rețineți. Atunci, nu știu așa, voi să o faci cadastrare gratuită. Pactul l-am calculat cu domnul Panțel. Era la 1 miliard jumătate. Așa, așa, lucrarea de plată gratuită. Păi era, dar vedeți că și dintre... Și dintre... Firmele astea au renunțat, au reziliat contracte, inclusiv Eurocard. Sunt valori prea mici pe care statul le... Da, erau 80 de lei. Le-am mai dat, 110. Nu. Da. Uite, e foarte puțin și nu se prinde, mult de muncă. Situațiile sunt încurcate, lipsesc proprietari, lipsesc titluri. Știți ce se întâmplă când lipsește dovada proprietății? Parcela pe care nea X știa că e a lui, intră în rezerva primăriei. Facem un talmeș, balmeș și am o experiență. Mi-a povestit un primar de la o comună, că îi pare rău că a făcut treaba asta. Și așa că v-am spus, pentru solicitarea unui ins, așa cum i-am răspuns, asumat, am scris domnului Spătaru și mi-asum acest lucru, ca și ordonator de credit, îi spune așa legea 273/2006. Am obligația de a cheltui în condiții de eficiență bani. Iar în condiții de eficiență înseamnă analiza cost-beneficiu. Cât mă costă să fac ceva și care e beneficiu? Deocamdată nu prea-l văd. Doamna Vigana, Discuția mea o să aminte acum, încerc să zic că sar înapoi. Am curățat la căminul la Dumbrava ca să vedeți și dumneavoastră și discutăm împreună dacă considerați că acolo, anul viitor, o să renunțăm la ceva, nu știu, alei mai mari de acces, o parcare, o așa, ca să facem o joacă la copii. Pentru că vă spun sincer că pare extrem de rău de copii la Dumbrava, că puteam să fac și la Dumbrava și la Motocești anul ăsta locul de joacă. Dar nu am avut teren. Și de asta am pus băieții special să cureți, ca să când treceți pe acolo să vedeți în toată suprafața lui. Și morman de pământ era acolo. 5 basculante am cărat. Foarte bine, că ce era acolo era junglă. Să vă dați o părere, dacă considerați că când o să schițăm viitorul proiect, renunțăm la alei de acces, de parcat mașini, deși e destul de îngustă zona acolo, dar la urmă oamenii nu au fost nici nu o să fie, știți cum e. Treaba mea. Multii nunți nu văd eu acolo, da? Și că-s sceptic. Și să încropim o suprafață de joacă, cum am făcut și pentru copii la Dumbrava. O altă locație. Acum nu este. Nu numai geamul spate. Nu. Și zgâria terenul, dar tot la cămin când bat cu mingea, gândă cu mingea. Nu, vrea să decideți. Eu vă cer că le dau voi lângă cămin. Cam ce suprafață ai, de exemplu, la capăta? 15x15. Dar eu pot să... Așa am vrut eu să o pun, că zic, poate mai aduc un loc de joacă, mai extind, mai pun, mai găsesc o jucărică mai ieftină și mai pun acolo. Mi-a lăsat loc să mă... Poate să fie undeva la 12. El poate să fie și un 12x12, la 144 metri pătrați. Pentru că
am postat și așa și îi văd pe cei din Dubrava că privesc cu jind și nu, nu, nu cade bine, să știți. Mai ales când e vorba de copiii mii, nu cade bine. Da. La motocești avem spațiu, avem spațiu, slavă Domnului, acolo, la, la sediu. Revenim, dacă nu mai sunt alte discuții diverse, revenim la date și obiceiuri. Da. Eu vă cer sfatul, părerea. Da, am și o problemă la Dumbrava, știți, vă sunat băiatul ăla cu generatorul, vă știți, nu? Da, da. La punctul 2, transformare. Așa. De la, din pleacă de acolo, de la Bătării, din direcția lui Chermuș Aurel. Așa. Restul satului până la tatăl lui Dana, sunt două faze. Problema e acolo e de mult. Așa. Sunt numai două faze și sunt consumatori acolo. Trebuie vorbit cu eu, unul, nu știu, ei sau noi primăria, să vină cu a treia fază. Ați văzut că acolo vin eu, unul, n-au ei, zic că e problemă, n-au tensiune normală. Asta am notat. Da, ca să știți. Dar știți, vă sunam băiatul, că vrea să facă fântână, n-avea curent. Avea noi la primărie, dar am înțeles că nu-i bun. Care impulsiune la bubine? De la brutărie. Spre merge capta. Până, nu, nu spre capta, merge spre, spre strada de Aluane, cum e acolo până la Neantor Pradaș. Până la Neantor Pradaș și acolo sunt întrerupe. Și mai e ulița aia la strada Cimitirului, cum e acum. Da, deci acolo e o problemă, tot timpul o să fie că n-au, acolo... De când, tot timpul a fost problemă. Nu, partea de acolo, la Cătălin, din unde sunt eu, partea e a treia fază. Și acolo vă spun că suntem nou consumatori pe singură fază, pentru că e firul trece pe acolo. Eu zic, omului băieți, așa, mi-au scos contul, i-a spus, acolo mi-a găsit, acolo mă îmbrașez. Am 230 ceva din vot, ce nu am notat. Da, am făcut prima dată când am avut. Da, da, deci acolo e o problemă, case multe acolo. Am înțeles. Legat de chestia cu EON-ul și la noi, în partea de jos aici, filează foarte tare, mai ales seara. Eu am un aparat de măsură și am măsurat inclusiv 273 de volți. E o tensiune foarte mare. Am făcut o adresă către ei. Le-am spus, am număr de registrare, nu m-au contactat înapoi. Și au avut termen 30 de zile în funcție de ceea ce cum spun ei. Trebuie să la transformatorul. Le-am spus de 2-3 ori aceeași le-am trimis e-mail, i-am sunat și telefonic, au trimis echipa, nu au făcut absolut nimic. Deci, la fel, în continuare, seara, filează poate. Ce punct de transformare, să faci o adresă, vă spune, e vorba de transformator. Pe nu transformator, noi am avut o problemă. Pe nu, mi-au spus că am verificat și 20 de ani, dar am avut 300 și ceva, ați tot în Dubrava și în Capta. 300 și ceva de voci au fost, deci nu? Acum să luați în considerare că de când a intrat legislația în vigoare cu branșarea gratuită aia care ați auzit toată lumea, e unul depășit. Deci unul este depășit pentru că ce face? Nu prea fac ei lucrări proprii, au firme. Și orice lucrare o scoate la licitație. De exemplu, noi la Pătrășcan și acum suntem în licitație cu extinderea de rețea. Foarte. Se mișcă foarte, foarte greu. Un aviz de racordare între 6 luni și încolo. Să executăm noi cu lucrarea noastră, cum e aici la Dumbrava, la punctul 2 transformare, e vorba de un fir. Dacă pleacă de acolo, vă spun și exact. Eu vă arăt și cum să vină un singur fir. Dacă dă voie, e unul. Nu să vorbesc cu echipa care ne face cu iluminat. Dacă dă voie, e unul să facă această lucrare, o face. Asta nu e. Trebuie aștepta răspunsul, că e... Dar întâi să-i interrogăm pentru o adresă scrisă, să vorbesc cu domnul director și să vedem ce putem face. Am luat, n-am știut. Poate veni cu fir izolat și imediat, branșamentul sunt de acord, din partea aia sunt parte consumatorii. Cât sunt? O altă problemă care vreau să vă luau cunoștință, e faptul că luna care tocmai a trecut, din câte zile au fost lucrătoare, două săptămâni jumate, basculanta mi-a stat în service. Nu are probleme mecanice. Are probleme electrice. Am stat două săptămâni jumate să schimbăm senzor, senzoraș, nu trăgea. Știți că mereu când m-ați întrebat, nu trage. A, chipurile, să zicem, care am reușit să o rezolvăm. Dar nu văd de durată. Am inițiat o discuție cu cei de la MAN. E o firmă de auto-utilitare de tipul ăsta bune. Am oferta în birou. Oferta oricum e destul de piperată, să zic așa. Ajunge la vreo 120.000 fără TVA o basculantă. Cu, adaptat la nevoile, noastre. Dar să știți că mi-este în gând să luăm una nouă în leasing. Plătim rată pentru dacă pun în comparație costurile de reparație de anul care au curs, cu cât ar fi o rată,
Atunci cam pe acolo, să știți. Și vorba domnului Antoche și cu economia din motorină, că oricum, cât o mers înfundat, o consumat de spart, cam iese tanda primată. Ea, ca și număr de kilometri, nu are foarte mulți. Doar că partea electrică este terminată. Deci, s-o umbla la el. Nu s-o umbla. Da? S-o tociți, s-o roz firile, s-o faci, intră în scurt. Da. Nu știe nimeni, am fost la reprezentanță. La reprezentanță, știți ce vă spun la reprezentanță? Vă schimb toate instalațiile. 10.000 de euro. Ce și în ce condiții au lucrat până vara? Are 11 ani, dacă nu știu. Ea este amortizată în toate cheltuielile contabile și asta. Nu că o dăm, Doamne ferește. Că un drum mai rău și așa, intri cu ea. Da. Sincer, când ți lumea mai dragă, sunt, păi da, vin dezăbezile. Eu ce fac dacă nu trage la deal? Și acum, ultima factură, 12.000 de lei. O schimbat la senzor la ea, te plisește de pe foaia. Cedează partea, nu e mecanică. Mecanică e ok, merge, motorul chiar s-aude bine. Când e vorba de senzor, bai, se aprinde altul. Sunt mașini franceze și toate spilele pe sărăcii. Se aprinde alt blue, se aprinde, nu mai știu ce se mai aprinde prin bord, bai, dă apa afară, bai, nu-i citești temperatura la apă, bai, nu-i deschide retarderul, bai, când aud... În asociația GAL nu are nicio șansă, nimic. Dar nici nu știu, nici măcar nu știu pe ce să primești finanțare. Da. De acum. Abia acum așteptăm, deși, cum zice domnul Mihal, cred că prin martie, vedem și noi care sunt linii de finanțare. Am primit schița PNRR-ului, o să mă duc cu toate lucrările pe care le-am depus pe salinii de apă, de extindere de apă și canalizare, mă duc și pe fondurile europene, că au prioritate, să vă dau în mare parte 70-80% din bani pe această pe acest tip de investiții. Galurile își fac strategie. Am fost zile întregi, am dat o evaluare, o selecție și am întrebat. Dar în primul rând că ne facem strategiile pentru că nu știm pe ce se dă bani. Prima decizie galurile au contestat-o, că nu sunt de acord cu decizia Ministerului. Vedeți dumneavoastră devatura din piață. Nu știe nimeni concret ce și cum. Luăm alta, dar dacă trebuie să punem 13 miliarde la apă... Dar de asta spun să o luăm în leasing. Da. Și cât ne-ar ajunge? Ați calculat? Ați interesat? Da, dar cam 100.000 pe an. Pe timp de 5 ani? Timp de 5 ani, da. 100.000 de ani și... 10.000 pe an, aproximativ. 100.000 de ani împărță la 12, nu? Da, acolo, 8.000 și ceva de lei de luni. Asta e ce mesaj. Cu ce-ți faci treaba? Nu. Te duci la vecinul, îți dă o dată, nu-ți dă două ori. Dar și mai slab al micra mea. Păi nu, eu ce zic? Asta e, te-ai văzut. Ne asumăm răspunderea în Consiliul Local, perioada că sunteți primar, nu lăsăm pe la altul. Corect. Ce mai bine așa, nu rămână la altul casă. Uite, nu-i normal. Astea sunt rămâne, astea discuții. Dar noi așa sunt moștenești din gura băie. De la culturii când încoace, tot timpul numai cu albrea cu încălii, cu încurcat. Și acum revenim la discuția la care am plecat. Ce facem? Cu obiceiul. Știți, la Dumbrava se face ceva, s-o hotărâți, Marcelin, face cai, nu face cai. Pentru că știți că ne vor pune, ca și organizare, ne vor pune într-o dificultate. Cu garduri, cu șmecherii, cu... Nu te-am întrebat. Cine are număr? Nu știu dacă am numărul. Dacă face, nu face. Că nici să nu mă chinui să pregătesc și să nu se facă... La Bravăi, se face cai, nu se face, spune domnul. Da, mă, te-ai bine, eu zic. Te-a luat postul, ții de-aia. Că-i sori gura, băi, nu mai dau bani, gata, nu, băi, nu, băi. Dar, băi, iară mai cumpără un cap. Mai sunt, eu știu, care vor să facă. Poate niște copii care trec cu uratul, cu tatii de-asta micuțul, că ți-a desprezut ceva. Făcut, dom'le, poate niște copii, face în școală, fiecare de școală. Un colind, un... Cred că la Dumbrava... Asta e altceva. Da, să mă uiați de-a de Marcel ăsta dacă faci sau nu faci, de dacă am numărul lui. Intră direct. Nu zici că o să-l mai intră acum mai. D'acord. Intră direct. Deci nu vreau să fac eu treburi de astea. Domnul da. Tabla aia care am adus-o la pod acolo, când s-a făcut unii stuburi. Nu putem să o aducem la Gheorghiț Obrija în pârâu, unul scasele aia, să punem viste pârâu, să facem o traversare. Mai unde a murit Ileana asta, Toma. Scasele alea trei viste pârâu. Da? Să le facem o traversare acolo. Da, că avem și grinzile în metal, da. Să punem acolo. Și haideți să luăm și porțele alea de pe Islas, care au fost terenul de fotbal, că nu mai e nimic, decât porțele. Și le aducem în curtea școlii, lângă părculețul de joacă, în partea de la vale. Mai mult o să joace fotbal acolo decât pe Islas. Nu pot fi aduse? Ba, pot fi aduse, dar... Nu le aduce, doamne, de acolo. Păi eu le-am dat. Dar nu mai este nimic acolo.
Păi și nu mai sunt porțile acolo, nu am dat seama. Dispar și ele. La mine acasă, cum vine. În primul vad nu mai sunt niciodată. Deci intri în sfera ailaltă, copiii mai mari, adică... Da, o să le dea cu mingea în cap, dar te deci nu se pretează teren de... Plus, eu vreau să mă restrâng cu gardul la 2 metri jumate, ca să las drum de trecere și să închid drumul de trecere. Să lăsați în margine drumul de trecere. Poți să oricum, o să dispare și porțile de acolo. Acum, dacă vă dau niște plase, puteți să puneți, cred că dacă vă organizați băieții, plătește primăria plasa și puneți voi plase de jur. Păi eu pun, dar ce să pun? Nu mai e nici ai las-o. Dar tu mai sunt porțile și de oțel. Atunci e nasul. Facem o plângere la poliție. Deci nu mai e nimic acolo. Ceva să știi. Și dacă se pune plasă, se pune o cameră undeva să vedeți cine o ia. Era bine, că acum nu mai intrau oacele, nu mai intrau oile, se ducea duminica. Și țeava ai dispărută de pe... Da, nu mai e nicio... Atât trei țevi mai sunt la gard. Trei țevi și porțele de... Să mă adresez și domnilor la poliție, din ce nivel. Dar erau puse pe primărie. În beton, băgat în beton. Nu le-am dat la mine. Marcel Dogăne, cu băieții de acolo. Porțile, dar gardul? Gardul. Eu le-am dat și Marcel s-o ocupați. Da, i-ai dat pe primărie? Trebuie să întrebați pe... Nu de la primărie nimic. Dacă n-am evidență, și mingele am nimic. Dat o bandă cu bara plasă sau nu mai poți acolo. Dar Marcel Dogăne știe mai bine. Nu a fost un nevoie și pe părținat, am un nevoie sărac și orice. Nu știu ce mi-o lua așa, erau prin primărie. Nu-i pe primărie nimic, nu-i necontratul de o primărie. Să facă o fata proprietăți. Dacă zice domnul Mihace... Nu, domnul așa. Dacă vă spun, nu-i un leu pe primărie. De asta și-o și permisă, Ria. Pentru că știi că nu-s pe primărie. Dar care e fără știința primării sau fără? Poate astea primării era, nu că era făcut. Ăla e mai bine pe mânică. Dar punde nu s-a luat până acum, deci ceva... Nu se leagă cine și se leagă. Cine deci cineva a care a avut cunoștință și ce-o zic, băi, gata. O fost supărat cu ceva. La vremurile astea ce prieturi sunt țeava, e bun oricând. Ca să iei și porțile să le pune și la un cap, te punem la primărie undeva, cum o să fie nevoie undeva. Da, e o tăcută instalația, în caz. Decât să le pune cineva la direa, vreau de locul acela primărie. Dispare, cum? Păi, ce duce, dispare tot. V-am spus că am de mare parte ce am. Eram curios ce ziceți cu... Da, cu ce urmare, în timp să mai gândim și eu. Păi nu prea mai avem timp. Mai sunt 5 zile, îți fiu 1 decembrie. Eram așa curios, dacă au zis pe la copii că vor să vină, că vor să facă. Oricum, v-am spus, organizarea în condițiile astea pe care le-ai impus e destul de complicat. Nu prea s-au gândit, vă dați seama că n-au avut când să gândească, dacă toată restricție... Nu poți să ieși din casă, nu poți să ieși din casă. Mă rog, prin nou HG nu e atât de restrictiv ca postul, dar vă dea niște condiții la eveniment. Adică v-am spus să ia mai din față, mai privilegiați, că la cine, mai din spate, nu au voi. Pe aia să uită din stradă, aia să uită pe jos. Eu am un polițist local, hai să zic că mă mai rog de un băiat și de unul la post. Ia pe fiecare în parte să-i scaneze, ce facem aici? Suntem la ora voi, nu suntem în Parlament. Dă rău. Și nici n-ar vrea să nu respect că stau cu ochii pe mine ca pe cutelie. Am avut reclamații că nu se respectă distanțarea la locul de joacă din fața primăriei. Au venit de SP-ul, vin câte 5.000 și ia, te arestează. Pentru asta, dacă chem la 112, nu vine nimeni. De ăștia care au trecut prin oameni, ce loc au? La Roșie. Tehnici de la... La Roșie. Da. Ok, dacă